Ei bine, și astăzi vorbim despre sănătate și astăzi vorbim despre o problemă extrem de des întâlnită și anume obezitatea. De data asta facem un podcast la dublu pentru că i-am pe frații Dejeu la podcast. E vorba de Viorel Dejeu și Dănuță Dejeu. Salutare, bine ați venit. Ce fac doctorii? Salutare, muncim. Uite, o să te întreb direct. Putem spune că, din păcate, România e o țară care suferă din cauza obezității? Suferă, dar suferă la fel de mult ca toate celelalte țări din vest. Undeva 60% din populație, 60% are un surplus ponderal. Obezitatea aduce și o predispoziție de a face anumite tipuri de cancer. Și lucrurile sunt dovedite, deci anumite cancere ginecologice, de ficat, pancreas, sân, colon, sunt influențate de kilogramele astea. Scăderea în greutate nu înseamnă doar o parte estetică, e și o parte estetică, dar e o parte medicală, în mare parte. Se scapă de probleme de diabet, se scapă de probleme cardiovasculare. Un procentaj destul de mare din cei care suferă de obezitate au și probleme cu stima de sine, cu imaginea corporală, depresia e mai frecventă la cei care suferă de exces ponderal și atunci evident că dacă tu nu ești bine cu tine însuți, e foarte greu să ai o relație până la urmă sau să menții o relație pentru că ceva nu va fi în regulă. Anul trecut am avut 1600 de intervenții chirurgicale de obezitate, micșorări de stomac, bypass-uri și tot felul de, micșorarea de stomac e cea mai cunoscută, dar sunt mai multe intervenții care se pot face pentru diabet. Metoda asta cu balonul Allurion chiar funcționează. Pentru categoria de pacienți unde este indicată, funcționează de minune și suntem foarte încântați de ea și a prins efectiv foarte bine. E o pastilă pe care o înghiți, ajunge în stomac, iar rămâne conectată printr-un cateter foarte fin la exterior, prin care umplem acest balon cu 550 de ml de lichid, scoatem acel cateter foarte fin și balonul rămâne în stomac. Inovația cu acest balon este că nu ai nevoie de o anestezie generală și nu ai nevoie de o endoscopie pentru a plasa balonul. Cât timp durează intervenția asta? Durează 10 minute. Nu cred, doar 10 minute durează? Da. Și după aia pleci acasă? Da. Poți să slăbești între 10 și 15% din kilogramele pe care le ai. Deci dacă ai 100 de kilograme, te poți aștepta să slăbești între 10 și 15 kilograme în aceste 4-5 luni. Balonul acesta poate fi și un nou început, efectiv. Fiți atenți. Cât poate să fie omul ăsta de bun? Podcastul cu cele mai multe vizualizări în 2022. Acest podcast cu tine e senzațional. La podcastul Acasă la Măruț. Știi ce zic? Aplauze, ciucă. Salutare, oameni buni, și bine ați venit la podcastul Acasă la Măruță. Ei bine, și astăzi vorbim despre sănătate și astăzi vorbim despre o problemă extrem de des întâlnită și anume obezitatea. Dacă acum un an de zile făceam un podcast cu Viorel Dejeu, omul care ne-a arătat ce soluție are pentru a scăpa de kilogramele în plus atunci când vorbim chiar de 20-30 de kilograme, de data asta facem un podcast la dublu pentru că i-am pe frații Dejeu la podcast. E vorba de Viorel Dejeu și Dănuță Dejeu. Salutare, bine ați venit! Ce fac doctorii? Salutare! Muncim! Da, pentru că... Salutare. Și acum când spun ce fac doctorii, e pentru că voi acum câteva ore erați în sala de operație împreună în București. Da, la ora 3 am încheiat programul operator pe ziua de astăzi. Am avut 8 intervenții azi. 8? Și am operat împreună, da. Și vorbeam despre treaba asta. Oameni buni, acum un an de zile Viorel Dejeu a fost alături de noi și ne-a povestit despre faptul că poți să scapi de kilogramele în plus medical prin ajutorul unui balon, unei pastile care de fapt după ce o înghiți în stomacul tău ea își face efectele, nu? Adică îți ocupă o parte din stomac, exact. Și tu nu mai poți să mănânci la nesfârșit și în același timp reușești să dai jos kilogramele astea sănătos sau cum e varianta clară, ca să nu greșești. Era o metodă relativ nouă la acel moment, dacă îți amintești. Abia intrase în România, aveam deja câteva zeci sau sute de pacienți, nu mai amintesc exact. De atunci avem peste 1000 de pacienți care au trecut prin procedura asta. Adică tu într-un an de zile, voi într-un an de zile aveți peste 1000 de pacienți care au apelat la această metodă? Exact. Și dacă am început oarecum cu emoții, pentru că evident când încep ceva nu știi cum funcționează pe termen lung și nici nu ne... Adică ne doream să fim sinceri, nu doream să facem, nu știu, publicitate la ceva în care nu știm exact cum funcționează sau dacă funcționează foarte bine pe termen lung. Ei bine, după 1000 de pacienți, putem să spunem că rezultatele sunt peste așteptări.
Adică metoda asta cu balonul la Lorion chiar funcționează. Pentru categoria de pacienți, unde este indicată, funcționează de minune și suntem foarte încântați de ea și a prins efectiv foarte bine așa... Peste 1000 de pacienți în anul ăsta care a trecut. În același timp, când trage linie, statistic, se duce peste numărul de operații făcute în Germania cu aceeași procedură? Da, din primul an în care am început în România, în câteva luni am depășit tot ce se pusese în Germania până la acel moment. Deci România a fost mult mai receptiv la metoda aceasta de a pierde în greutate. Și asta, fără să fiu prea mândru de asta, cred că se datorează în primul rând și echipei noastre, pentru că avem o credibilitate și oamenii știu că atunci când le propunem ceva, nu o facem doar, nu știu, cu scopuri comerciale, adică chiar vrem să fie ceva care funcționează și care să-i ajute. Uite, o să te întreb direct, putem spune că, din păcate, România e o țară care suferă din cauza obezității? Suferă, dar suferă la fel de mult ca toate celelalte țări din vest. Deci, practic, din punctul ăsta de vedere, am intrat în Schengen și în Occident. Din păcate, cu o variantă care nu e în avantajul ăsta. S-au cam egalizat procentele în ce privește frecvența sau incidența obezității. Și sunt, mă rog, le putem repeta, sunt alarmante. Undeva 60% din populație, 60% are un surplus ponderal. Nu toți sunt obezi, undeva 20-30% sunt chiar obezi, dar 60%, îți dai seama, mai mult de 1 din 2, zilnic se gândesc că ar trebui să slăbesc. Da, știi ce vreau să te întreb și apoi o să-l cunoaștem și pe Dănuță Dejeu, pe fratele tău, și o să aflăm povestea voastră. Aș vrea dacă am putea să facem o scurtă recapitulare pentru cei de acasă. Practic este o pastilă pe care o înghiți, totuși sub supravegherea medicală, pentru că este un act medical, nu? Exact. Iar tu poți să scapi de câte kilograme? Sau ai zis că e indicat doar anumitor pacienți. Deci, practic e o pastilă pe care o înghiți. Îmi pare rău că am uitat balonul. Avem imagini, cred că de la podcastul trecut și putem să ilustrăm. Exact, exact. E o pastilă pe care o înghiți, ajunge în stomac, iar rămâne conectată printr-un cateter foarte fin la exterior, prin care umplem acest balon cu 550 de ml de lichid, scoatem acel cateter foarte fin și balonul rămâne în stomac. Inovația cu acest balon este că nu ai nevoie de o anestezie generală și nu ai nevoie de o endoscopie pentru a plasa balonul. Balonul în sine nu e o noutate absolută, însă felul cum reușim să plasăm acest balon înăuntru unui organ, nu? În corpul nostru, printr-un gest firesc, acela de a înghiți, înghițim o pastilă, asta e partea revoluționară și noutate absolută la acest balon. Și atunci acest balon ajunge în stomac, efectul lui, așa cum spuneai, el ocupă o parte din stomac, ocupând o parte din stomac, nu intră la fel de multă mâncare și avem o senzație de sațietate, de sătul, mult mai mult timp, pentru că mâncarea se elimină și mai lent din cauza acestui balon. Cam așa funcționează. 6 luni ține acest... Undeva între 4 și 5 luni. Între 4 și 5 luni. După care el se sparge singur. Exact. Iarăși, o chestie super ingenioasă, din punctul meu de vedere, că atunci când scuteai un balon de tipul vechi, cele anterioare, era nevoie de o altă anestezie, de o altă endoscopie. Acest balon are o parte care se dizolvă, e ca și cum ar avea un ceas acolo, după 4-5 luni se dizolvă și membrana aceea foarte fină, care încape în acea pastilă, se elimină prin scaun. Deci, mai ușor și de atât... Ai slăbit în 4-5 luni cam câte kilograme? Media cum e? Producătorul ne spunea și că poți să slăbești între 10 și 15% din kilogramele pe care le ai. Deci dacă ai 100 de kilograme, te poți aștepta să slăbești între 10 și 15 kilograme în aceste 4-5 luni. Statisticile, pentru că acest balon are și o aplicație, deci urmărim toți pacienții, cum slăbesc, cum se mențin și așa mai departe, sunt undeva între 12 și 20%. Și adică dacă ai 100 de kilograme, poți să dai până la 20 de kilograme în 4-5 luni de zile organic, adică fără intervenție chirurgicală. Exact, exact. În felul acesta, mulți pacienți reușesc să evite o intervenție chirurgicală pentru că balonul acesta poate fi și un nou început, efectiv. Ai avut, câțiva ani în care ai
fost în derivă, ai pus niște kilograme, evident că nu te duci din prima să te operezi. Dacă ai un exces foarte mare de kilograme, e greșit să apelezi, primul gest să fie cel chirurgical. Încerci întotdeauna, etapizat, chestiile mai puțin invazive și dacă nu funcționează, atunci te duci spre cele mai agresive, cum e o intervenție chirurgicală. Și atunci acest balon poate fi o unealtă excelentă, pentru că pentru mulți, balonul nu schimbă anatomia, nu e ca o intervenție chirurgicală. Și atunci, cu un gest minim, aș putea să spun, poți să obții rezultate excelente. Evident. Neavând de restricții de alimentație, după aia de tot felul de alte restricții, nu știu. Dacă ai ajuns la niște kilograme în plus, înseamnă că ceva n-ai făcut bine. Tu, plus s-ar putea să ai niște probleme hormonale, genetice, etc. Și atunci, dacă vrem succes pe termen lung, e foarte important ca toate aceste lucruri să fie adresate. Pentru asta avem o echipă de nutriționiști și atunci când am început povestea asta cu balonul, am adoptat același principiu pe care îl avem la intervențiile chirurgicale. Adică vrem să te ajutăm și din punct de vedere psihic să nu mai mănânci emoțional, haotic. Nu? Haotic și așa mai departe. Vrem să te ajutăm și din punct de vedere informativ, adică nutriționiștii noștri îți vor spune ce să mănânci, cum să mănânci, cum să faci alegeri sănătoase. Dacă nu faci partea asta, te vei reîngrășa, fie că îți pui un balon, fie că îți faci cea mai agresivă intervenție chirurgicală, tăiere de stomac, bypass, ce-o fi, nu vor funcționa. Și atunci abordarea noastră și cu balonul a fost așa, de echipă, adică pacienții din Star le-am inclus consulturi de nutriție și le recomandam să facă și terapie, efectiv cu un psiholog, și atunci vedem rezultate excelente. Și în acest 12-20% sunt foarte mulți pacienți care n-au urmărit indicațiile și totuși n-au reușit să tragă atât de mult statistica în jos. Pentru că sunt pacienți care refuză orice consult după, se descurcă ei, se duc din nou acasă, beau cola și mănâncă ciocolată. Ei bine, am avut și pacienți care au slăbit 2 kg și au fost frustrați. Evident. Depinde foarte mult și de tine și de felul tău de a privi lucrurile. Da, e mult mai ușor cu o astfel de unealtă, că unii s-ar putea să zică, dar de ce să mi-l mai pun, că uite, cineva a slăbit foarte puțin. Da, dar balonul face totul mult mai ușor și face posibil să ai acest nou început, niște noi senzații care te ajută și dacă îți faci bine treaba, în 4-5 luni poți să te echilibrezi și să fie un nou început pe o direcție mult mai sănătoasă. Dacă mai pune și sportul și așa mai departe. E ce trebuie. Ideea e în felul următor, oameni buni. Povesteam cu dr. Viorel Dejeu data trecută când a venit la podcast și am aflat că într-un an sunt 1000 de oameni care au folosit acest balon care se numește Allurion. Așa, și este adus din Germania? Este adus din Statele Unite. Ok. Practic, și în toată Europa, nu? Este deja prezent în toată Europa, da. Bun. În toată lumea. Și operați în 4 orașe anul trecut când povesteam noi. Acum sunt mai multe, sunt 5. Suntem în 5 orașe, s-a mai adăugat unul. Deci erați în Sibiu, Arad, Oradea, București. București, clar, și Cluj. S-a mai adăugat Cluj-Napoca, da. Foarte fain. Bun, oameni buni, aflați mai multe despre această procedură astăzi prin podcastul Acasă la Măruță și aflați că oamenii ăștia doi sunt frați și în același timp sunt și parteneri în sala de operație. Dănuț, tu ești mai mare, cu câți ani? Cu 3 ani. Doar cu 3 ani? Da, cu 3 ani. Cu 3 ani, pentru că avem și o fotografie foarte, foarte faină cu doctorii, o arătăm și celor care se uită la noi, cu cravată, aici ești tu, nu? Da. Cu cravată ești tu, iar aici jos e fratele tău. Da. Perfect. Și voi cum ați dat la medicină? Cum v-ați apucat? Tu fiind fratele mai mare, presupun că tu ai fost modelul lui. Da, putem spune și așa. Dragostea de medicină am descoperit-o în clasa 6-7-a, studiind anatomia, cu un profesor care știu să ne deschidă mintea și știu să ne facă să iubim materia asta. Și într-un timp relativ scurt, după ce am hotărât medicina, am știut că fac chirurgie. Pentru că îmi place să fac lucruri. Clasa 7, știi cum, da, să te duci spre medicină? Da, medicina, și repede, în clasa 7-8, am știut că vreau chirurgie. Și ce a fost foarte distractiv, că pe urmă nu m-am gândit până în clasa 11-a la opțiunea asta și între 11 m-am speriat, dar chiar vreau medicină? Acum? Și da, asta a fost alegerea. N-am avut foarte multe alternative. Deci din clasa 7-a n-am gândit la altceva, am știut că medicina și chirurgia. Și tu?
La tine cum a fost? Tu ai văzut că se duce la medicină, ai zis, băi, mă duc după frate meu. Eu am fost așa mai... rebel? Artist. Da? Mai artist. Că mi-au plăcut multe lucruri și mi-aș fi plăcut să fac multe. Mi-am dorit, când eram mic și mi-a plăcut medicina, dar asta pentru că am avut o experiență cu o vecină care avea o tumoră pe creier și a fost operată. Și a fost un impact atât de mare, eram, nu știu, la grădiniță, și am rămas cu dorința asta de a ajunge și eu vreodată să pot să operez pe creier pe cineva, să scot o tumoră sau, mă rog, să salvez pe cineva. Evident, după aceea au venit ani, mi-a plăcut și muzica, mi-a plăcut și engleza, mi-a plăcut și, nu știu, foarte mult. Pentru că tu și știi să cânti la chitară. Da. Și ai cochetat cu muzica. Am cochetat o vreme și cu muzica. Am ajuns în clasa 8-a, nu știam nici eu la ce să aleg la liceu. Părinții au fost absolut exemplari, în sensul că n-au pus nicio presiune, mi-au zis, bine, alegeți ce vrei, dar consecințele o să le ai. Dacă vrei să lucrezi foarte bine, poți să lucrezi, dacă vrei să mergi la facultate, foarte bine, dar gândește-te bine ce alegi. Și nu, când m-am dus să mă înscriu, nu le-am spus la ce urmează să mă înscriu și nu știu la ce urma să mă scriu. Am decis atunci că va fi totuși medicină. Evident că a fost o influență undeva și din partea lui, că el deja se pregătea pentru admiterea la facultate și, mă rog, a fost o influență bună până la urmă, dar eu am ținut câteva opțiuni până în clasa 9. Din clasa 9 am stabilit traiectoria, focusat, olimpic, etc., maxim pe direcția respectivă. Și la tine, Dănuț, tu erai clar, știi că vrei să faci medicină și ai ajuns să faci chirurgie. Unde prima dată? Păi, primul contact cu chirurgia a fost în vacanța între anul 1 și anul 2, când erai obligat să faci practică pe o secție. Am ales chirurgia, știind că vreau să fac chirurgia, să simt, să văd ce înseamnă, că nu mi-e rău, că nu leșin, când văd sânge sau altceva. Și a fost o experiență plăcută, am repetat-o între anul 2 și 3. În anul 3, la medicină se face semnologie chirurgicală, deci intri în spital, poți să intri în sala de operații oficial ca student și am simțit că acolo, s-a acasă. Bine, ne-am virusat de foarte devreme cu chirurgia, pentru că el, pasionat de cărți și de biografii, tot timpul cumpăra tot ce găsea și le citea el prima dată și pe urmă mi le dădea și mie și citisem deja foarte multe biografii de la mari nume din chirurgie, din medicină, cercetători, așa mai departe, așa că calea a fost clară și cu chirurgia. Eu acușa iarăși am ezitat că mă gândeam că o să fac neurochirurgie, vreau să fac cercetare, îmi plăcea neuroanatomia, etc. Dar, mă rog, până la urmă, drumurile voastre aici s-au întâlnit pentru că sunteți de multe ori în aceeași zi, în aceeași sală de operație. Da, la începuturile noastre eram aproape zilnic împreună. Acum e mai greu pentru că numărul de pacienți au crescut, orașele s-au înmulțit și nevoie ca să operăm separat, ca să putem să acoperăm numărul mare de pacienți pe care îi avem în fiecare zi. Da, știi ce vreau să vă întreb legat de chestia asta, de medicină? Tu cu cât ai terminat de nuț medicină? Ca medie? Da. Vreau să văd care a terminat cu media mai mare. Cred că el a fost șef de promoție. Nu cred. Deci tu erai ăla care luai toate cărțile, citeai toate tratatele. El care era ba cu chitara, ba cu trupele, cu asta, până la urmă, el a reușit să fie mai... Da, a avut medie mai mare. În jur de 9, cred că am terminat medicina. 9-9 și cea, nu știu exact, dar acolo a fost, dar el a fost șef de promoție, a avut o medie mult mai mare. A avut, cred că 4 ani din 6 au fost cu 10 pe linie. A fost așa ambiție să... Și... Dar ce ți-a dat ambiția asta? Din băiatul rebel, știi? Din băiatul artist să ajungi la medicină 4 ani din 6-10 pe linie. Probabil cu o grămadă de complexe. Fantastic. Mai de la țară, fără avea în spate o istorie medicală a familiei și atunci am știut că depinde de noi. Dacă muncim, dacă punem osul, dacă suntem serioși, vom reuși. Dacă nu, nu. N-am avut altă alternativă, adică ori să... Și acum, practic, părinții ce zic? Familia? Păi, suntem o familie de medici deja. Și sora mai mică a terminat medicina și specialistă gastroenterologă. Sora mai mare... Data viitoare aducem și pe ea.
Deci sora mai mică e tot la medic. Da, așa, sora mai mare. Este asistent medical în Aleș, din zona noastră acolo, de unde ne-am născut, în Bihor. Așa. Nepoata noastră studiază medicină, verișoară ginecolog, verișoar psihiatru. Deci perfect, dacă faceți o clinică de asta, sunteți la toate departamentele din familia voastră. Da, avem soția medic, socrii medici, cumnatul medic. Nu vreau să mă gândesc cum e la mesele alea de Crăciun când vă întâlniți toți, despre ce vorbiți. Încercăm să evităm medicina. Da? Da, da, da. Tu de ești căsătorit de cât timp? De 13 ani. 14 ani ăsta. Și ești tătic? Da, 3 copii. Luca, 12 ani, Joshua, 10 ani și cea mică șefa, Lisa, 8 ani. Să vă trăiască. Mulțumesc, asemenea. Și Luca, de exemplu, care are 12 ani, apropiat de vârstă ca atunci când tu ai ales medicina, știe și el că vrea să facă medicina? Nu vrem să punem presiune. Involuntar, clar că sunt influențați, dar văzând ce program avem și faptul că pleci dimineața la 6:30 de acasă și te întorci 6:07 sau că pleci în deplasare, nu știu dacă o să le placă ideea aceasta. Nu mă deranjează dacă vor să facă medicina, dar nu mă deranjează nici dacă nu vor să facă medicina. Important este să facă ce le place și să performeze în ceea ce fac. Evident că e o presiune foarte mare pe ei. Îți dai seama. Dănuț, 3 copii căsătorit. La tine, Viorel? Mai durează un pic. Ok, deci a rămas rebel în viața de zi cu zi. Se întâmplă să operați amândoi în același timp în sala de operații. Cum e? Să fiți amândoi acolo. Păi ne bazăm unul pe altul și faptul că amândoi avem o experiență foarte mare, asta te ajută și de multe ori 98% dintre operații sunt rutină, dar procentul de 2% e cel care scoate din tine cei mai buni și acolo se vede și experiența chirurgului și a echipei. Normal că ne certăm în plagă, putem să avem viziuni diferite. Da. Noi așa comunicăm, certându-ne. În timpul operației e întotdeauna nu neapărat, dar nu la modul acela. Da, 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 clar. Constructiv. Dar e constructiv pentru că suntem două personalități destul de diferite și probabil și puternice și atunci niciunul nu cedează ușor. Dar fiecare cedează atunci când celălalt are dreptate. Adică, dacă e vorba despre un pacient, când vedem că ce e mai bine pentru pacient, atunci nu vorbim despre orgolii sau... Pentru că ce cea dănuță 2% probabil sunt acele operații de oncologie. Nu neapărat. Și cele de bariatrie, operațiile complexe de reviziile după anumite intervenții, reintervențiile bariatrice, sunt operații foarte problematice. Adică voi reparați ce strică alții? Nu neapărat. Asta înseamnă reviziile? Poate însemna și acest lucru, dar poate însemna că te-ai reîngrășat după o procedură bariatrică și nevoie de o intervenție mai agresivă și mai complexă. Și asta e bine de făcut de echipe care au experiență în așa ceva, că altfel pot rezulta dezastre. Care e operația în care a stat cel mai mult amândoi în sala de operații? Intervențiile oncologice cred că sunt cele mai lungi, care au fost de 7-8 ore. Și alea sunt și cele mai problematice, așa? Sunt problematice pentru că pacientul respectiv are acea șansă în acea operație, dacă faci ceea ce trebuie să faci și poți să faci ceea ce trebuie să faci, îi dai pacientului o șansă reală la vindecare sau la o prelungire a vieții. Adică e responsabilitate. Da, asta e marea provocare a chirurgiei și a medicinei, să știi că în fiecare moment ai viața omului în mâna ta. Și faptul că decizia ta influențează viitorul lui și a familiei din jur, pentru că e bolnavul și ceilalți de lângă. Și în oncologie, prima intervenție e cea mai importantă, adică dacă e făcută suboptimal, e greu sau imposibil să mai corecteze. Și atunci trebuie să fie bine. Să ai experiență. Și de asta sunt și anumite secții de profil.
cum e și secția în care lucrez eu, secția de chirurgie oncologică în mare parte, și asta facem aproape zi de zi, și atunci experiența, numărul de cazuri foarte mare te aduce la un nivel foarte bun, încât poți să dai pacientului o șansă reală de vindecare. Dacă operezi 2-3 cazuri pe an de nu știu ce tumoră, nu poți să zici că ai experiență. Dacă faci zilnic sau la 2 zile, la 3 zile, deja tu, echipa ta, medicul anestezist, toată lumea este antrenată și obișnuită cu astfel de pacienți. Practic ești din ce în ce mai bun, pentru că ai, cum se spune, meciurile în picioare, ca la fotbal, ca la echipă, ai experiența asta. Dar acum vorbim despre obezitate și despre povestea asta pe care voi o faceți atât de bine. Mi se pare fantastic într-un an să fie 1000 de persoane, peste 1000 de persoane care au făcut această procedură. Cum se numește exact? Când... balonul este o parte. Da. Asta e partea cea mai simplă. Cea mai puțin invazivă. Cea mai puțin invazivă, dar trebuie să o faci în prezența unui medic, nu? Evident. Da. Evident. Un medic... Adică nu poți să iei o pastilă aia singură acasă. Nu. Nu, pentru că trebuie verificată. Oglinzii. În fața oglinzii. Deci nu merge. Nu. Trebuie verificat radiografic. Asta e partea neinvazivă. Evident, e partea de intervenții chirurgicale de obezitate. Și anul trecut am avut 1600 de intervenții chirurgicale de obezitate. Micșorări de stomac, bypass-uri și tot felul de, mă rog, micșorarea de stomac e cea mai cunoscută, dar sunt mai multe intervenții care se pot face pentru diabet și așa mai departe. Și în jur de 1000 de pacienți cu patologie oncologică care au fost operați de Dan în Oradea. Deci anul trecut am avut undeva în jur de 3500 de pacienți echipa noastră, noi doi chirurgi principali plus ceilalți membri ai echipei, pe care fie i-am operat, fie i-am ajutat în felul acesta mai puțin invaziv. Deci un volum foarte mare. Și ceea ce vedeți e o mică parte din echipă, chiar dacă, mă rog, de la noi a început, echipa noastră e mult mai mare și mai extinsă, cu specialiști pe diferite domenii de activitate. Da. Da, povestea cu această pastilă înghițită, cu acest balon, cum se numește? Pe tine cum? Te fascinează partea asta. Pe mine mă fascinează chestia asta pentru că am văzut rezultate. Mm-hmm. Sunt și persoane publice care au apelat la acest, nu? Da, da, da. Dacă poți să dai nume, cu mare drag poți să ne spui. Da, cred că o știm amândoi. Da, ultimul, mă rog, nu ultimul, dar dintre cei care au vrut să fie public, pentru că alții nu-și doresc să fie o chestie publică și respectăm asta, Bursucu. Da, Bursucu a slăbit câte kilograme? A slăbit 21 de kilograme cu primul balon și... Și pentru că e public și el și-a asumat, putem să punem și noi fotografia asta ca să o vadă și cei de acasă. El a fost super încântat, deci foarte încântat de rezultat și săptămâna trecută a venit pentru al doilea balon. Pentru că vrea să mai slăbească încă câteva kilograme. Și se poate repeta procedura a doua oară sau a treia oară. Sau deci Bursucu a luat această pastilă, a slăbit 21 de kilograme și acum, la o săptămână, după ce a scăpat... A scăpat el de câteva luni, practic s-a eliminat, are câteva luni de pauză, 2-3 luni trebuie să ai răbdare să le facă stomacul și a venit pentru al doilea balon. Fantastic. Curajos. Da, curajos. Și de asta ziceam, la procedura asta, denumirea e... Balonul se numește Allurion. Și când îi spui, te duci la doctor, spui, dom'le, vreau... Trebuie să cer specific asta, pentru că sunt mai multe tipuri de baloane și am avut situații în care un pacient s-a dus undeva, în altă parte și, de fapt, i s-a pus un alt balon, nu cel pe care și l-ar fi dorit. Adică toată lumea își dorește acest balon care nu necesită, ce spuneam, endoscopie, anestezie, chestii invazive. Tocmai de asta le spunem oamenilor care urmăresc podcastul nostru să fie foarte atenți la aceste informații. Noi arătăm imagini pe parcursul discuției, pentru că e important să știi că te duci și iei ce trebuie și nu te duci, ferească Dumnezeu, și iei ce nu trebuie, ca să spun așa. Se poate întâmpla pentru că știi ce se întâmplă în mediul online, sunt tot felul de lucruri care se vând și nu sunt ceea ce, mă rog, ceea ce trebuie. Medicina trebuie făcută de oameni care au experiență în domeniul respectiv, că acolo și rezultatele cele mai bune. Și oamenii a căror CV și experiență și pregătire pot fi verificate. Pentru că lumea, așa cum nu se pricepe să analizeze dacă o informație e corectă sau nu, tot așa, nu se pricepe să
verifice dacă un profesionist e profesionist și are pregătire pentru o chestie sau e doar un... Ferească Dumnezeu, la un moment dat, mai țineți minte, erau găsiți medici care de fapt n-aveau nici facultatea de medicină terminată și o făceau ei tot felul de intervenții. Au fost pe la știri foarte multe astfel de cazuri. Și la noi în țară, dar și în Europa și în străinătate. Deci au fost farsori care au ani de zile... Se pare ireal, știi? Da, cu mici genii ca să profesezi o meserie... N-ai făcut medicina, înseamnă că ai un nivel intelectual destul de ridicat. Sau inconștiență destul de ridicat. Știi ce vreau să vă întreb? Legat de obezitate, am văzut o statistică și cred că pare o problemă mai mult de nutriție și pare și o problemă culturală. De exemplu, în Danemarca și în Suedia, peste 75% dintre oameni fac sport cel puțin o dată pe săptămână. Olandezii se urcă zilnic pe bicicletă, indiferent de vârstă. Sunt celebre imaginile acelea cu ei când stau pe biciclete în trafic, mergând spre muncă. Francezii, germani, italienii înoată, joacă tenis, merg pe munte, schiază. În România, 6% din oameni practică sport o dată pe săptămână, adică 6 români din 10 din 100, 6 români din 100 ca medie merg să facă sport. Restul practică statul pe canapea sau mersul la all inclusiv, știi? Și te întreb de ce devenim o țară de persoane supraponderale, obeze și problema cea mai mare e că vezi în jurul tău mulți copii având problemele astea și dezvoltând patologia asta. Vreau să vă întreb, de la ce vârstă se poate face această intervenție cu balonul? Pentru că mie asta mi se pare că e revoluționară și că poate să ajute foarte mult oamenii. Putem începe undeva de la 14 ani, de regulă, dar depinde un pic. În cazul pacienților minori, judecăm situația de la caz la caz. Pentru că, nu știu, dacă copilul e foarte scund, de exemplu, ne așteptăm, poate ca stomacul lui, sau e foarte tânăr ca vârstă, ne așteptăm, poate ca stomacul lui să nu aibă încă volumul suficient ca să poată îngloba acest balon. Și atunci, dacă sunt pacienți interesați, e mai bine să ne contacteze și să vedem de la caz la caz dacă au indicații. În principiu, peste 14 ani. Dar toate aceste intervenții se fac în urma unor controle și unor indicații foarte clare. Da. Dacă vorbim de cazuri pediatrice, pentru a putea trece prin procedura asta, e nevoie de un consult psihologic și de un consult cu psihiatru infantil. Și consulturile acestea se fac atât de către copil, cât și de către părinți. Pentru că degeaba, nu știu, a ajuns copilul dacă părinții continuă să îl îndoape, efectiv, și să, mă rog, să-i cumpere dulciuri și să, mă rog, familia continuă cu același obicei. Deci nu e doar o problemă a copilului, e o problemă a familiei, de fapt. Și atunci încercăm să ajutăm familia să vadă ce nu face bine și apoi vedem dacă putem să ajutăm și copilul, dacă are vârsta necesară, maturitatea necesară. Care a fost, Dănuț, cea mai în vârstă persoană care a apelat la această procedură? Cred că am avut 70-72 de ani. 72, da. Cam de chirurgie bariatrică. Adică oameni care nu se simțeau bine în pielea lor și vreau să schimbe ceva. Da, păi așa spun și protocolele și ghidurile internaționale, că noi ne ghidăm după niște lucruri clare și științifice, deci nu după ureche. Indicațiile de chirurgie bariatrică sunt până la 70 de ani, după 70 de ani de la caz la caz, în funcție de starea clinică a pacientului, în funcție de problemele de sănătate, deci analizăm în urma investigațiilor cu întreaga echipă dacă se pretează pentru a-i face o intervenție chirurgicală sau să-i punem un balon, sunt opțiuni acum de luat în calcul. Știi ce vreau să te întreb? Sunt femeile mai afectate de obezitate? Se ține cont de sex, de vârstă? Procentual sunt ceva mai afectate și noi lucrăm cu mai multe femei, deci avem mai multe paciente atât pentru balon cât și pentru intervenții. E vorba probabil și de o constelație hormonală mai aparte a femeii, dar procentele sunt simțitor egale. Pentru că vorbeam de povestea asta de obezitate, am citit tot așa un sondaj unde vedem că persoanele supraponderale, pe lângă sănătate, au și problema asta de singurătate. Sunt foarte multe persoane care din cauza obezității nu reușesc să-și refacă viața, să-și găsească pe cineva, sunt afectate pe toate palierele. Există niște studii care ne spun că inclusiv că rata divorțului
E un pic mai mare dacă unul sau cei doi din familie suferă de obezitate. Evident că persoanele obeze au, de regulă, nu toate, evident, dar un procentaj destul de mare din cei care suferă de obezitate au și probleme cu stima de sine, cu imaginea corporală, depresia e mai frecventă la cei care suferă de exces ponderal și atunci evident că dacă tu nu ești bine cu tine însuți, e foarte greu să ai o relație până la urmă sau să menții o relație pentru că ceva nu va fi în regulă. Obezitatea aducând anumite afecțiuni. Asta vreau să te întreb, ce probleme de sănătate mai sunt asociate obezității? Probleme metabolice, diabet zaharat, probleme cardiologice, hipertensiune, cardiopatie ischemică, probleme oncologice, probleme articulare și familiile acestea sunt abonate la sistemele de sănătate. Adică ai un membru în familie care are multe kilograme, e abonat la medic, toată familia suferă controle, operații, tratamente cronice, deci e într-un cerc vicios. Fertilitatea suferă. Deci afectează un palier extrem de larg. Da. Și de asta e bine să încerci să rezolvi problema asta, dar uite, vreau să vă întreb ceva. Când ar trebui un om să se îngrijoreze care kilograme în exces, nu știu, la 2 kg în plus, la 4 kg în plus. Când e un semnal foarte clar de alarmă? Că poate după sărbători zici, bă, am luat 2 kg în plus, hai că le dau eu jos. Sau când tragi un semnal de alarmă? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Adică dacă e deja 1 kg în plus sau 2 în plus, e fix momentul când trebuie să faci ceva. Pentru că dacă se transformă în 5, deja e mai complicat. Dacă se transformă în 10, ai nevoie de ajutor deja. S-ar putea să nu te mai descurci singur. Dacă ai 20, deja ai nevoie de noi. Și atunci e bine să iei atitudine cât mai curând, pentru că atunci, și dacă slăbești, nu se întâmplă mari schimbări în organism. Pentru că dacă slăbești un număr mare de kilograme, se întâmplă niște lucruri în interiorul, în corpul tău, adică metabolismul tău devine mai lent. Și atunci, paradoxal, să zicem că, nu știu, consumai 2000 de calorii când aveai 70 de kilograme, te-ai îngrășat 10 kilograme, le-ai dat jos cu o dietă agresivă, nu știu, ai făcut foame, ai făcut post, nu știu ce, când ajungi la 70 de kilograme din nou, probabil că corpul tău arde 1500 de calorii pentru aceleași nevoi zilnic. Deci a învățat să se protejeze. Deci tot trebuie să reduci cu 25% cantitatea de mâncare. Deci, din cauza asta, dietele nu funcționează, pentru că, de fapt, încetinezi metabolismul și, paradoxal, ar trebui să mănânci tot mai puțin. Ceea ce oamenii zic, păi, dar mănânc ca și acum un an. Și totuși mă îngraș. Și aici e explicația, faptul că ne stresăm corpul și metabolismul devine mai lent. Și atunci, când ai 2-3 kg, le poți slăbi binișor și fără să se întâmple schimbări în rata metabolismului tău. De la 10 kg în sus apar De la 5-10 kg, da, pentru că deja grăsimea asta în plus nu e un țesut inert. Ea produce tot felul de substanțe, produce tot felul de hormoni care interacționează cu hormonii noștri naturali. Și atunci se dau peste cap toate sistemele noastre, endocrine și așa mai departe. Și e foarte greu să revii la normal. Și de fapt, odată ce intri în ciclu acesta, în moara asta, mereu te trezești tot cu mai multe kilograme. O dietă, prima dietă funcționează de minune, a doua, aceeași mănânci, același lucru, funcționează 50%, dacă încerci a treia oară, nu mai funcționează deloc. Deși mănânci același lucru și faci același lucru. Știți ce vreau să vă întreb? Că voi ați spus că aveți în echipa voastră nutriționiști, aveți oameni specialiști care pot să te ajute. Specialiștii ăștia pot să te ajute și fără să mai ajungi apoi la operație? Sau ei practic sunt consultanți doar pentru pacienții care vin și au parte de aceste intervenții? Da, până în acest moment a fost disponibil doar pentru partea asta de chirurgie bariatrică, pentru că volumul de pacienți, avem foarte mulți pacienți de care trebuie să avem grijă, adică avem consulturi periodice, pacienții operați pot dezvolta deficite de vitamine, deci trebuie să-i supraveghem și să-i ajutăm să se obișnuiască cu noua anatomie, cu ce se întâmplă, cu stomacul mai mic, cu bypass-ul, cu așa mai departe. Și atunci nu a fost disponibil, pentru că efectiv nu aveam când să ne ocupăm de asta, dar
începând din primăvara aceasta, o să deschidem porțile un pic mai larg pentru un număr de pacienți, atât cât o să reușim, și pentru pacienți care fie s-au operat cu alte echipe, în altă parte și au nevoie de sprijin, pentru că sunt intervenții bariatrice se fac în multe locuri deja, dar pacienții sunt abandonați sau efectiv nu au sprijin, ajutor după o intervenție chirurgicală, și atunci vom accepta și acești pacienți, un număr limitat, și vom accepta inclusiv pacienți care au nevoie să slăbească efectiv. Deci dacă vor apela la noi, nu trebuie neapărat să aibă parte de o intervenție chirurgicală. Dar echipa noastră, partea frumoasă este că are tot arsenalul de metode terapeutice, de la o dietă adică simplă la... aveți totul integrat. Exact. De la o dietă simplă, la balon, la medicație, la intervenții, la revizii. Dar oamenii cum vă pot căuta? Vă pot găsi pe Instagram sub numele voastre de doctor? Sau totul funcționează sub un nume? Echipa Dr. Dejeu. Uhum. E suficient să cauți asta. Să caute și ne găsesc peste tot. Destul de ușor. Bun. Aveți oameni care vin din străinătate să facă astfel de intervenții? Da, un număr semnificativ dintre pacienții noștri sunt din străinătate. Mulți din Europa, din Marea Britanie. Avem pacienți din state, din Canada, din Australia. Din Australia? Din Australia, da. Adică vin de pe alt continent pentru aceste intervenții la frații de jeu. Români plecați, dar nu numai. Am avut și o pacientă din Australia, nu nativă. Diaspora, nativă, care a venit să se opereze. Având prieteni români care s-au operat, văzând rezultatele, vin cu încredere. Cred că asta e o chestie de mândrie pentru voi la urma urmei. Să știi că vin oameni din țări mai dezvoltate, pentru că știu că medicii de aici fac o treabă senzațională, e o chestie de mândrie, nu? Problema se discutăm de experiență, pentru că și centrele din Europa, nu multe centre au numărul de cazuri anual pe care le avem noi. Deci nu, Fiorel a fost în Germania la un centru de excelență în așa ceva și nu știu, nu cred că... Îi depășim ca număr de cazuri. Deci avem oameni foarte educați care, mă rog, locuiesc în alte țări, nu sunt români și vin să se opereze la noi pentru că studiază foarte bine și știu ce volum avem și ce procent de complicații și calificările pe care le avem și acreditarea internațională. Pentru că... Dacă îmi spui chestia asta, vin să operează la noi, înghițitul acestei pastile e tot operație, se numește? Voi o denumiți tot operație? Nu. Nu, deci asta nu e operație. Asta e o procedură medicală. Procedură medicală, nu? Procedură medicală. Neinvazivă. Procedură medicală neinvazivă. Știi ce vrem să te întreb, Danuț? Uite, crezi că ar trebui la școală, ai 3 copii, crezi că ar fi interesant să se pretea, nu știu, materii antiobezitate, să fie o materie care să fie fix așa să se numească, antiobezitate? Eu cred că trebuie să se introducă mai multe materii sau mai multe ore de educație fizică. Pentru că școala te pregătește mental, îți aduce informații, îți dezvoltă creierul, dar pe partea fizică, de trup, prea puțin se face. Ai o oră de educație fizică la 3-4 zile sau una pe săptămână, este insuficient. Și această cultură a mișcării și a educației fizice trebuie de mic inserată în creierul copiilor. Mi-aduc aminte că pe vremea mea, nu știu cum era și la tine, Ciucă, dar ora de sport întotdeauna era ori de matematică, ori de fizică. Nu prindeam niciodată sport. Sau, mă rog, era de stat, pur și simplu. Sau da, nu, adică nu era, vorbim de anii 96 în zona de acolo, știi? Adică ora de sport nu trebuia neapărat făcută. Sau de multe ori și vedeai oameni care alergau pe stradă sau mergeau la sală, ce nebuni ăștia, mă, uite, unde se duc, trag niște fiare. Să vedem pe cineva care aleargă pe stradă, da, face jogging, era razna. Asta vorbim de perioada aia. Bineînțeles că lucrurile s-au mai schimbat. Și mă gândesc cum ar fi niște materii antiobezitate și sportul ăsta, exact cum zici și tu, Dănuț, să fie foarte... Pentru că și sportul e o chestie științifică. Deci nu-i doar că te pui și alegi ca nebun în fața, în jurul blocului. Nu. Poate fi o chestie foarte științifică, dovedită, un lucru care să-ți ofere un program clar și niște etape. Deci, eu cred că trebuie crescut numărul de ore de sport în școală, pentru că ne uităm dimineața când duce copiii, stai și te uiți la intrare la școală și vezi că unul din 3-4
sunt mai rotunjori un pic. Știi că am făcut experimentul ăsta cu ceva prieteni, stăteam pe o bancă în parc și vedeam la 20 de persoane câte sunt supraponderale din ochi, știi? Adică uitându-te tu și spunând, bă, ăla e un pic mai plinuț sau nu, știi? Neavând un alt, nu-i cântăream sau ceva, știi? Dar îți dai seama că e cam îngrijorător așa ce se întâmplă. Copiii tăi fac sport? Da, facem sport, mai ales în anotimpul frumos, jucăm fotbal seara împreună, ei aleargă cu câinele, sunt activi, sunt activi, dar sunt foarte atent la ei. Da. Dacă ceva, au o tendință la ceva. Și cu alimentația, cum e cu ei acasă? Ești tatăl ăla care se uită și spune, ăstea cerealele au prea mult zahăr, aici trebuie mai mult avocado, asta e prea târziu să mănânci la ora asta? Sau cum? No, Paula, soția, ea este cea care e mult mai exigentă cu mine la partea asta de alimentație și încercăm să mâncăm gătit de casă, cât mai puțin din afară și fast food și așa. Bineînțeles că o dată pe lună, o dată la 2-3 săptămâni, cu anumite ocazii permitem și acest lucru, dar în rest, mâncare de casă, gătită, sănătoasă. Și contează, cred că, să vorbiți foarte mult cu copiii, nu? Ca să înțeleagă treaba asta, să... Ei știu că o mare parte din meseria mea cu asta mă ocup și cu astfel de pacienți și ei știu că trebuie să aibă grijă și să mănânce mai puține dulciuri, patiserie mai puțină, să respecte orarul meselor, să... așa. Sunt niște reguli acolo. Și reguli de bun simț. Nu suntem foarte, foarte catolici în ghilimele cu ei. Știi ce vreau să vă întreb? Că sunt mulți oameni pe care pe unii am întâlnit și eu, s-au dus să se opereze la clinici în Turcia. Pentru că poate prețul i-a atras. Și am văzut foarte mulți oameni care au făcut lucrurile astea acolo și s-au întors cu foarte multe probleme de sănătate. Unele persoane publice care au fost cazurile lor făcute mediatizate, stând în comă pe la spital și neștiind dacă o să mai supraviețuiască sau nu. Aveți pe genul ăsta de persoane care merg să se opereze în străinătate și apoi vin la voi să îi reparați, dacă pot să spun așa, între ghilimele? Avem deja săptămânal pacienți care ne contactează și au avut intervenții acolo, în diferite clinici, și ne sună disperați pentru că au tot felul de complicații, unele destul de grave. Am colegi la Floreasca care lucrează și la urgență și nu, mi-au spus că nu există zi în care să nu ajungă vreun astfel de pacient cu complicații brute, periculoase, după intervenții făcute aiurea, în tot felul de clinici. Care numai clinici nu sunt. Care numai clinici nu sunt. E destul de trist subiectul, pentru că odată oamenii se duc pentru că nu-și permit poate în altă parte, deși nu sunt diferențe chiar atât de mari de preț, dar știi cum, vezi o ofertă și... Plimbare pe Bosfor, hotel de 5 stele, operație, faci totul... Da, și atunci, asta e partea tristă, că oamenii oarecum cad în plasa unor reclame pe Facebook, sunt contactați de tot felul de coordonatori din ăștia, deci ei nu știu cine operează, deci eu nu pot să înțeleg. Să-ți pui viața în mâna, nu știu cine, nu știu cine e, ce pregătire are, dacă mai făcut, dacă e medic, ajung acolo, au pacienți care s-au adus acolo și s-au speriat, s-au întors acasă pentru că li s-a spus X, nu știu cum îl cheamă, nu poate să vină astăzi, dar vine altcineva. Deci tot felul de situații de genul acesta și atunci se întorc cu complicații și până la urmă ajung tot la în țară. Să rezolvi o complicație după intervenție bariatrică poate însemna zeci de mii de euro într-un spital privat. Terapie intensivă, e extrem, extrem de costisitor. Unii ajung în spitale publice, se duc la urgență, spitalul cel mai apropiat, unde iarăși nu există o experiență de chirurgie bariatrică, nici în țară, la noi nu o găsești chiar peste tot și atunci lucrurile se complică și mai mult. Evident, nu generalizăm, pentru că și acolo există spitale bune. Clar. Și sunt câțiva specialiști foarte buni pe care eu știu, dar oamenii nu se duc în acele spitale. În acele spitale costurile sunt cel puțin la fel ca în România, dacă nu mai mare. Și atunci e foarte trist. Nu știu dacă se va opri sau cum se va opri toată povestea asta, pentru că în toată Europa se discută în Marea Britanie, foarte mult se discută în Spania, sunt tot felul de avertismente trimise, deja se discută la nivel politic foarte înalt.
Pentru că se întâmplă foarte, foarte multe drame. Nu există chirurgie fără complicații și noi avem complicații, avem un procent de complicații, pentru că nu toate țin de actul tău chirurgical, ci ține și de cum se recuperează pacientul și ce probleme de sănătate mai are. Însă, dacă deja procentul de complicații este peste un anumit nivel și se repetă și vin niște catastrofe, atunci evident că e o problemă serioasă acolo. Ideea e că pentru cei care ne urmăresc e bine să se documenteze și să afle cât mai multe. Ideea e că dacă vreți să aflați despre Frații de Jeu, e suficient să dați Frații de Jeu pe Google și să citiți un istoric și cred că e suficient fapt pentru mine când știi că oamenii ăștia într-un an au avut 3500 de suflete de care s-au ocupat, bă, contează. Adică e ceva, nu? O simțim și e noi. E ceva, adică... Și spatele nostru o simt. E ceva, sunt 3500 de oameni. Uite, 1000 de oameni au înghițit pastila asta și au scăpat de niște kilograme. Alți oameni s-au dus, s-au operat, alții și-au... Da, foarte interesant. Da, știi ce vreau? Voi unde v-ați născut? Că vreau să ne întoarcem un pic și la copilărie, dacă tot stăm de povești. Născut în satul Groș, la 7 km de orașul Alești, în județul Bihor. Într-un comun, într-un sat. Într-o comună a Ușeu, da. E pe drumul E60, european. Și șansa voastră care a fost să reușiți să faceți medicină la cel mai înalt nivel? Pentru că de multe ori auzi acum că foarte mulți copii din sate, din comune, nu mai au nicio șansă. Sau, de fapt, asta a fost șansa că vreați să plecați de acolo? Nu neapărat, nu. N-am vrut să plecăm. Părinții ne-au împins. Ei, nefiind, nelucrând în domeniul medical, ne-au împins de la spate și ne-au spus că asta e șansa noastră, dacă învățăm, dacă suntem serioși și punem osul, putem să reușim. Noi suntem foarte mândri unde ne-am născut și de familia pe care o avem. Știi că am crescut la țară, cu tot ce înseamnă munca la țară, activitățile de la țară, care până la urmă își pun influența asupra ta. Și drumul nostru a fost foarte clar, adică dacă muncești și e serios, poți să realizezi, indiferent că te naști într-o familie mai cu un pedigree mai bun sau nu. Eu cred că părinții noștri au fost geniali. Evident că atunci când ei erau tineri, posibilitatea de a studia era aproape zero. Tata are o inteligență mai practică, dar mama e foarte inteligentă și ea și-ar fi dorit să studieze și cred că și-ar fi dorit să studieze medicină. Dar n-a avut sprijin, n-a avut cum, a trebuit să se limiteze la cât s-a putut atunci și nici măcar din partea părinților ei n-a avut înțelegere atunci. Și atunci cred că ea a rămas cu drive-ul ăsta și ne-a insuflat dragostea asta pentru a studia. Adică ce n-a reușit de ea să facă, cumva ne-a inspirat și ne-a insuflat. Mă gândesc că acum când vă întoarceți acolo la casa părintească, cum e, cum vorbesc vecinii, bă, a venit doctorul, a venit doctorul, acum nu știi de unde e, doctorul de la Cluj, de la București, de la Sibiu, doctorii, bă, sunt frații de la podcasturi. Da, tot satul o să se uite la podcasturi. Vă rugăm frumos satul, dacă se poate, dați net gratuit. Sunt frații de Jeu care au reușit și mi se pare în același timp o mândrie, așa să spui, știi, bă, să ai noștri, mă, uite, au plecat de aici, nu? Și noi ne mândrim cu ei, adică... Mi se pare, adică, bă, au reușit. Adică să operezi din 5 orașe mari din România, să faci atât de multe lucruri, mi se pare o mândrie acolo, în comun, în sat. Da, ne simțim foarte bine acasă și oamenii sunt foarte atenți cu noi și noi suntem la fel de săritori. Orice problemă au cei din sat, din comună, imediat încercăm să ajutăm pe toată lumea. Aveți momente de când vă duceți vara sau duminica la casa părintească acolo și vin oamenii din stat să vă ceară consultații medicale? Da. Eu încerc să-mi imaginez cum e și mi se pare că e și un moment așa foarte... Nu, emoționant. Părinții sunt cei care fac programările, știi? Vezi, bă, că vin ai noștri duminică, haide să vedem. Și au părinții așa o listă și vă zic, bă, te rog, ăsta e al lui Vasile, voi știți, da? Unde am copilărit, da? Și noi obosiți, dar nu mai avem chef, că toată săptămâna am lucrat, nu știu, da, nu, hai acum pe asta... Suntem toată ziua cu el aici, ne ajută la una, la alta. Noi nu mai vrem să vedem pacienți, să auzim de medicină sâmbătă și duminică, dar așa cu pipeta mai facem. Și cum e? E mândria aia, că uite mă, vezi, avem grijă de ai noștri, de aici de unde am plecat. Da, e datoria noastră. Dănuț Viorel, clar avea trupă rock,
pentru că el și pune muzică rock în sala de operație. Te enervează câteodată ce muzică alege? Nu, nu, mie îmi place muzica clasică. Da. Și el e o persoană mai clasică. Și eu sunt mai clasic așa de structură. Fratele mai mare, trebuie să fie mai așezat, fratele mai mare așa. Fratele mai mare, are familie, 3 copii, și tu când, hai! Îți face presiune pe tine? Exact. Cu chestia asta? În ultima vreme mai puțin. Da, înainte te bătea la cap, nu? Ok, și tu muzică clasică, tu... Eu ascult de la clasică la tot ce vrei, dar rock, pop, rock, pe acolo mă regăsesc cel mai bine. Și asta vreau să spun, dacă Viorel nu se făcea medic, probabil avea vreo trupă, era vreun star rock, ceva. Tu ce ai fi făcut, Dănuț, dacă nu făceai medicină? Greu de spus. Te-ai gândit vreodată? Probabil că ceva activitate practică, cu mâna. Ori să construiesc, sau tâmplărie, bunicul nostru și unchiul nostru e tâmplar. Și am fost obișnuit să lucrăm cu mâna și să lucrăm cu lemnul. Ceva genul ăsta, de a face, așa cum îmi place să construiesc, să fac, să am proiecte, ceva, așa, o provocare. Acolo îți găsești liniștea. Liniștea și să schimb un pic... Mediu. Mediu, exact. Dar voi mai aveți timp pentru voi? Mă gândesc la cum a fost anul 2023, cu atâtea intervenții, atâți pacienți, atâți oameni. Ați călătorit? Ați apucat să mergeți pe undeva? Eu așa mă refac, eu călătoresc. Da? El dar, e cu călătoria? Pentru că, mă rog, pot să îmi permite situația da. Familială. Adică fiind dar, mai un singur bagaj, e mai ușor. E ușor de plecat. Da, și așa reușesc să mă refac. Adică trebuie să mă depărtez de ceea ce fac, de telefon, pentru că altfel cât timp sunt aici, lucrez, nu știu, 14 ore, 16 ore, sunt tot timpul... La tine de noi? Și noi călătorim mai puțin, mergem cu copiii la școală, trebuie să ne uităm la vacanțe, să ne uităm la multe lucruri cu 3 copii, deci știi și tu bine că nu e chiar așa simplu. Nu e programul simplu. Cum vrem, noi e cum vor exact. Ei. Și încerc să... Pentru mine... Dacă ajung acasă și liniște, nu sună telefonul, sunt cu familia, cu prietenii, e un lucru care mă relaxează și mă odihnește. Mi-aș dori să pot să-mi închid telefonul la ora 5-6 după masă, dar nu putem. Și până dimineața să fim pur și simplu rupți de realitatea medicală, dar e mai greu. E mai greu. Mai evadăm așa, un city break, un ceva, o zi, două, ceva să schimbăm un pic atmosfera. Știu că ai mei și mai ales copiii un pic suferă, pentru că se uit la colegii lor, care părinții plecați, plecă colo-colo, a lor, acasă, la spital. Eu te înțeleg cu chestia asta, mă, emisiune zi de zi și de multe ori în vacanțe, colegii lor pleacă, sunt undeva și noi, toate asta e că e zi de zi la muncă. Astea sunt și dezavantajele, ca să spunem așa, pe lângă și multe alte avantaje. Ce-ar fi, cum ai reacționat că te-ai trezit într-o dimineață și ai vedea copiii tăi că sunt obezi? M-a speriat rău de tot. Asta e un coșmar. Bine, știu ce trebuie să fac. Normal, am început cu chestii mai conservatoare, mai neinvazive și dacă e nevoie se ajungă și la operație și la operație. Mă gândesc, îți dai seama, toată viața tu să operezi oameni care au probleme cu greutatea, cu nutriția și am făcut o experiență asta. Te culci și te trezești dimineața. Cred că e un coșmar, exact. Stai un pic că soția a fost atentă toată perioada asta, ce s-a întâmplat. Da. Știu că ați obținut niște certificări la un moment dat, citisem undeva, de master. Și cum erau? Master Surgeon... Și e un titlu acordat de o instituție destul de cunoscută, o instituție prestigioasă, corect? Da, e vorba de o instituție din Statele Unite ale Americii care, mă rog, are tradiție în chestiunea asta de a acredita, de a evalua și a acredita chirurgi sau echipe sau spitale. Acum 2 ani am primit eu prima acreditare ca și un fel de chirurg de excelență. E greu să traduci Master Surgeon în română, dar cam așa ar fi. Maestru. După care a primit-o Dan, la câteva luni după mine, și eu am primit-o recent pe a doua și am fost primul în Europa care a primit acreditarea de chirurg de Master Surgeon în chirurgie bariatrică revizională. Adică, da. Cum se obțin certificările astea? Păi, ești puricat
bine de tot. De la cum operezi, la rezultatele pe care le ai, la complicațiile pe care le ai, la spitalul pe care le ai, circuite, ce folosești, cum folosești. Deci, practic, ei inspectează toată activitatea ta, cum abordezi pacientul de la primul telefon, la ce se întâmplă în spital, la ce se întâmplă după, la ce rezultate și așa mai departe. Deci, e o chestie documente care trebuie trimise. E o chestie destul de dificilă și poate fi greu de obținut. Nu e neapărat obligatoriu, adică poți să opere și fără să ai o astfel de acreditare, dar avem foarte mulți pacienți din afara țării, nu doar pentru ei, dar pentru toți pacienții noștri am vrut și să avem această certificare, adică cineva care nu e din România, nu e nici măcar din Europa, poate să evalueze ce facem noi și să spună, da, echipa asta, oamenii ăștia lucrează la un nivel foarte bun și poți duce să te operezi în siguranță. Pentru că despre asta e vorba. Adică atunci când te duci să-ți pui viața în mâna cuiva, practic asta faci când te operezi, e cel mai important lucru, să știi că omul acela va avea grijă de viața ta și nu e așa, hai hui, nu știu cine. Atunci, practic, pentru asta ne-am străduit atât de mult, nu pentru că era obligatoriu, ci pentru că am vrut ca pacienții să vină și mai liniștiți înspre noi și să știe că, mă rog, ceea ce vrem și noi, de fapt, o să fie tratați bine. Mă gândeam acum și... n-ar fi mai ușor pentru voi să aveți un spital al vostru? Frații de Jeu, pentru că sunteți între la Sibiu, la Oradea, la Cluj, la București, la Arad, nu? Da. Adică... Mult timp cred că e pe drum la un moment dat. Da, corect. Gândim. V-ați gândit la treaba asta? Gândim de câțiva ani. Nu lipsi poate curajul, timpul. Timpul mai ales. Mai ales timpul. Gândim, vedem. Vedem ce rezervă viitorul. Dar în viitor vedeți așa un spital care să aibă numele Frații de Jeu sau nu știu un spital. Pentru că mă gândesc că la câtă pasiune e pe lângă multă muncă? Toată lumea vede asta din jurul nostru, noi am văzut mai puțin. De 10 ani tot auzim că facem spital. Ne spun alții, vă faceți spital în București, vă faceți în Oradea, vă faceți, da. Și aflăm și noi de la ei. E un vis al nostru și o dorință noastră, dar știi cum e în viață, că nu întotdeauna ajungi să faci, sau drumul merge fix pe unde te-ai gândit că va merge. Probabil că se va întâmpla și asta, dar până atunci am reușit să avem, de fapt, 5 spitale sau 5 centre în 5 orașe, deci mai mult decât ne-am imaginat, și avem o colaborare foarte bună cu lanțul de spitale. Nu știu dacă putem să spunem numele. Cu MedLife. O relație excelentă și care funcționează deocamdată și sperăm să funcționeze pe termen lung. Suntem parteneri cu ei, practic, în povestea asta. Și atunci... Adică totul se întâmplă în clinicile MedLife, exact, din cele 5 orașe. București, Cluj, Sibiu, Arad și... La Oradea facem parte de chirurgia oncologică. Și acolo am început chirurgia bariatrică în spitalul de stat. Dar nu mai facem chirurgia bariatrică decât excepțional. Perfect. În rest, oamenii vă găsesc în această asociere Frații de Jeu și MedLife. Exact, exact. Pe care o faceți de câți ani împreună? De 8 ani. 9 ani am asta. Foarte tare. Ce planuri de dezvoltare aveți așa în 2024? Știi cum e? Suntem la început de an. Haideți să vedem că peste un an ne vedem iarăși și să tragem... Să vedem dacă sau unde... Exact, să facem un pic planul. Deci ce planuri avem în 2024? În primul rând să gândim dacă se materializează o clinică a noastră undeva. Asta e un obiectiv. În doilea rând, să mărim echipa, pentru că... Deci putem să anunțăm că se fac angajări la... să vă trimită oameni, doctorii, CV-uri, așa? Da, acceptăm și pacienți din afara echipei noastre, atunci va fi nevoie, probabil, să mărim echipa. Vrem și să promovăm din echipa de chirurgi pe care momentan îi avem, să împingem în față... Pentru că sunt formați, au toate atestatele și ei și cursurile și au lucrat cu noi de ani de zile și pot să facă un pas în față. Ca și chirurgi principali să opereze ei și noi să-i se pare un act superb să faptul să-i încurajezi pe alții și să-i lași și în față, să-i împingi, să-i ajuți să meargă în față. Da. Și el face asta și în Oradea, are rezidenți, are deja, sunt specialiști, deja chirurgi care au terminat specialitatea, care au... Da. A fost rezidenții. Stai în Oradea cu familia? Da. În Oradea stai cu familia? În Oradea conduc o secție de chirurgie oncologică în mare parte și
De câțiva ani avem rezidenți în formare, deci avem chirurgi care sunt în Anglia, în Ungaria foarte mulți, în țară ne sunt deja oameni care au ieșit cumva de sub mâinile noastre, să zicem așa. Și e foarte important acest lucru, pentru că dacă nu aduci o generație din spate, nu poți să schimbi, tu poți să schimbi, dar e nevoie de oameni care să vină din spate, să continue, să dezvolte, să aibă altă optică, altă putere de muncă. O să spun o întrebare dificilă. Deci tu ești șeful secției de oncologie. Chirurgie oncologică. Chirurgie oncologică la Oradea. Da. Da? Și operezi în același timp cu Viorel, cu fratele tău, în clinicile MedLife, unde sunteți parteneri. Cum ți se pare diferența asta între spitalul ăsta de stat, între spitalul de stat și spitalul privat? Noi încercăm să și la spitalul de stat să oferim oarecum aceleași condiții și mai ales aceeași atitudine față de bolnav. Cel puțin ce mă privește pe mine și echipa mea. Am văzut cum e la privat și unele lucruri le-am luat și le-am implementat la stat sau invers. Bineînțeles, gama de intervenții și total diferită și categoria de pacienți care avem în privat față de stat. Dar vrem să nu avem două unități de măsură. Deci bolnavii sunt tratați la fel, sunt urmăriți la fel, cu cea mai mare grijă și în spitalul de stat, cât și spitalul privat. Numai că spitalul privat cred că îți oferă un pic alte condiții sau parcă clinicile astea și spitalele private au luat un pic un avans mai mare decât spitalele de stat? Se mișcă mai repede, pentru că într-un spital de stat, dacă trebuie să faci o achiziție, vrei să cumperi un pahar, trebuie să obții oferte, să pui pe site-ul de licitații, și durează câteva luni. La privat, l-ai văzut, l-ai luat. Atunci totul merge un pic mai greu, dar cel puțin în Oradea lucrurile merg... Oradea fiind un pic din altă parte a țării, uitându-ne la cum arată centrul de acolo și cum arată orașul. Și super. S-au făcut investiții uriașe în sistemul de sănătate în Oradea și secția lui, unde am lucrat și o perioadă, arată impecabil. Saloane toate rezervă, de două paturi, bloc operator cu cele mai noi și moderne tehnologii, prin tot felul de programe... Transfrontaliere, programe europene. Cu bani europeni. Deci tot ce are acolo. De multe ori eu sunt invidios, care lucrez doar în privat în ultimii ani, pentru că au avut parte de niște investiții imense, ceea ce în privat uneori e greu. E șeful de la chirurgie oncologică care luptă să arate din ce în ce mai bine locul unde... Și mândria aia, cred că, nu? Da, trebuie să fii bun gospodar. Atât ca șef de secție, ca și manager, ca și primar sau consilier local. Oradea stă destul de bine la chestia asta de bun gospodar. Vedeam la un moment dat ce a făcut primarul pe care l-ați avut acolo și acum e la Consiliul Județean, nu? Da. Bolohan. Bolojan. Bolojan. Ce lucruri senzaționale a putut să facă acolo și cum arată Oradea. Adică... Și-a implementat niște lucruri destul de simple. Adică și-a făcut o echipă de atragere de fonduri europene foarte, foarte bună, care scriu proiecte, se interesează, scriu proiecte și în domeniul sanitar. Te sună, ce ai nevoie, ce putem să scriem, hai să vedem cum putem să atragem bani, pe ce ax să mergem. Deci ei vin, sunt proactivi în partea asta și spitalele arată deci, o schimbare radicală. De asta, de cine merge sau cine a vizitat Oradea, înțelege despre ce vorbim. Dinamica și cum stau lucrurile acolo. Fascinantă în Oradea. Sunt mituri destul de multe despre obezitate și cancer. Sunt unele pe care vreți să le spunem celor care urmăresc podcastul nostru. De multe ori, obezitatea asociată cu cancerul, din păcate. Sunt tot felul de lucruri pe care le citești pe internet. Care sunt realitățile? Care sunt miturile? Care sunt lucrurile adevărate? Legat de obezitate, probabil că unul din lucrurile cele mai greșit înțelese e că oamenii cred că obezitatea e o chestiune de voință. Adică dacă te-ai îngrășat e pentru că n-ai avut voință, dacă nu poți să slăbești e pentru că n-ai voință. Ori subiectul ăsta e mult, mult mai delicat și mult mai complicat, pentru că obezitatea are foarte multe cauze și discutam noi și acum un an despre asta. Adică sunt chestiuni genetice, sunt chestiuni hormonale, sunt chestiuni psihologice, tot felul de lucruri care ți se pot întâmpla. Și apoi, și dacă ar fi fost o chestie voluntară, adică, nu știu, ai avut o perioadă grea și ai mâncat niște kilograme, dacă ai depășit deja un exces de kilograme, s-ar putea să nu te mai...
știm că nu te mai poți descurca singur să ajungi la greutatea normală. Și atunci aici mulți pacienți sunt judecați că dacă se operează sunt doar niște leneși, că așa o iau eu pe calea mai scurtă. Și atunci asta e un mit. Nu e doar o chestie de voință, ci e ceva mult mai complicat și sper că și în populația generală se va înțelege cândva toată povestea asta, că nu e atât de ușor să slăbești, că dacă ar fi ușor, n-am avea 60% din populație cu exces ponderal. Și bine ar fi, nu știu, și la nivel de sănătate publică să apară niște politici publice, ce vorbeam, de educație, de inclusiv intervenții oferite gratuit pentru un număr de pacienți care chiar se califică pentru asta sau balon sau ce-o fi. Dar dacă nu se face ceva în direcția asta, se încarcă sistemul sanitar cu niște cheltuieli imense. Mă rog, ăsta e un mit legat de obezitate. E tare mitul ăsta, pentru că multe ori exact asta le spui oamenilor. Hai mă, nu ești în stare, n-ai voință, chiar nu poți. Ești resimțit, nu vezi că te-ai îngreșat, slăbește. Dar de fapt, omul ăla nu poate și trebuie ajutat medical. Exact. Pe lângă asta, obezitatea aduce și o predispoziție de a face anumite tipuri de cancer. Și lucrurile sunt dovedite, deci anumite cancere ginecologice, de ficat, pancreas, sân, colon, sunt influențate de kilogramele astea. De exemplu, când mă sună un coleg că are o pacientă cu un cancer endometrial de uter, prima mea întrebare, câte kilograme are? Și de-a lungul anilor, cred că am avut 2-3 paciente care au avut sub 80 de kilograme, toate peste 90, 100, 100 și ceva. Pentru că e o chestie și hormonală, acolo la mijloc, și lucrurile sunt clare și obezitatea este inclusă ca și factor favorizant de apariția anumitor tipuri de cancer. Și odată cu scăderea în greutate, că unii la începuturile noastre, ok, te operezi, o să faci cancer. La stomac sau în altă parte, era așa, un mit. Da. Și eu le spuneam, nu, din contră, nu vei face cancer, pentru că, în primul rând, la stomac reduci suprafața gastrică și șansa de a face cancer scade, dar plus că, scăzând în greutate, scap de acest risc de a face cancere influențate de obezitate. Mi se pare bine că tragem semnalele astea de alarmă, chiar dacă sunt foarte dure, poate pentru cei care ne urmăresc e o zi când ascultă podcastul ăsta și li se poate schimba viața. Da, deci scăderea în greutate nu înseamnă doar o parte estetică, e și o parte estetică, dar e o parte medicală, în mare parte. Și să scap de probleme de diabet, să scap de probleme cardiovasculare, să nu fie abonatul serviciilor de sănătate, să scadă substanțial riscul de a dezvolta o tumoră în anii viitor. Este un lucru extraordinar. Îți îmbunătățește calitatea și speranța de viață foarte... Câștigi ani de viață, practic, slăbind și ajungând la greutatea normală. Plus că sistemul medical nu e pregătit pentru pacienți obezi. Deci, aproape toată lumea fuge de pacienții cu grad avansat de obezitate. Pentru că sunt greu de deplasat. Sunt greu de deplasat, sunt greu de operat, sunt greu de tratat, sunt cu multe boli asociate. Sunt puține ambulanțe care pot să ducă un pacient obez. În mare majoritate ambulanțelor, tărgile duc până într-un număr de kilograme. Și am avut situații în care nu aveai cu ce să transporti pacientul, trebuia să vină ambulanța de victime multiple, pentru că... Doamne, da. Da, și sunt multe situații de genul acesta. Dar în continuare obezitatea e văzută, și că vorbim de mituri, ca o problemă estetică, de cei mai mulți. Ești gras, slăbește. Și încolo, de dar fapt, e mult mai... Te gândești că medical mult mai e mult. Și când ai un număr de kilograme, the point of no return, adică nu te mai întorci singur. Mie, de exemplu, dacă aș fi de la minister ceva, nu știu, aș obliga televiziunea națională și aș obliga, între ghilimele, pentru că fiind televiziune de stat, nu știu, să aibă o jumătate de oră pe săptămână, cum știu, cu frații de jeu, în care le spui, știi cum erau alea pe vremuri, prezentam la TVR2 și înainte erau proful de engleză, proful de matematică, ceva, știi, să faci așa, să apară frații de jeu, da, pastile, bună ziua, noi suntem frații de jeu. Dacă te îngrași, și ia uite ce se întâmplă. Explicat așa, știi? Pentru că atunci când le spui, mi se pare că sunt atât de puternice. Exact cum ai spus mai devreme, știi, obezitatea asta e suficient să-ți dai seama că problema aia de tumoare e din cauza greutății sau că se întâmplă lucruri de genul ăsta. Deci noi așa vedem mass media, ne lucrând de ea, pe lângă partea de
informare, divertisment, partea asta socială și de educație trebuie să fie foarte, foarte bine reprezentată. Pentru că oamenii, dacă aud și în fiecare zi cineva le repetă, la un moment dat tot se leagă de câțiva și dacă 10% avem un răspuns în populație, este extraordinar. Eu mă bucur, în ultimii ani am început și la emisiunea de la ProTV să avem invitați medici, nutriționiști pe diferite paliere și exact cum spui tu, măcar e o informație pe care o dai și dacă 10% din oamenii aia sunt atinși de ea, măcar poți să salvezi vie, să schimbi ceva. Da. Și să știi că n-am zis întâmplător de povestea asta cu emisiunea, pentru că voi am văzut în comentariile din social media, sunteți doctorii care sunt iubiți de pacienți și mi se pare, adică nu genul ăla de comentarii, da, domnule, am fost acolo, ia uite ce, nu știu ce. Dimpotrivă. Viorel se ocupă în mare parte de partea de chirurgia bariatrică, tot ce înseamnă și expunerea publică și așa mai departe. Dar noi ca oameni și ca medici încercăm să fim foarte umani, adică să ne punem în pielea pacientului. Și ne gândim, ok, cum am vrea noi să se comporte un medic cu noi? Pentru că și noi am pățit-o de-a lungul anilor și auzim exemple de genul acesta. Și vrem să oferim pacientului o parte umană, adică vii la noi, ești tratat, ești respectat, ți se oferă cele mai bune variante și faptul că ne educăm și în fiecare zi încercăm să creștem, e un respect pe care îl oferim pacientului român și nu numai. Foarte, foarte frumos. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați venit după un an să facem un fel de bilanț și e după un an în care, practic, Viorel apare iar în fața urmăritorilor podcastului Acasă la Măruță și l-ai ieșit și cu fratele tău și cu lucrurile pe care le-ați făcut până acum și felicitări, sincer. Mulțumesc frumos, mă bucur că am reușit să venim împreună. Ciucă, da? Cum era astăzi la muncă când Ciucă vrea să slăbească? El, din punctul meu de vedere, arată atlet, merge la sală, nu știu ce, dar vrea să dea jos câte kilograme îți dea jos? Cam 10. 10 kilograme vrea să dea jos. Știi ce făcea astăzi? Zice, bă, sunt slamă, iar am mâncat, că nu s-a putut abține. Da. Știi, și mă gândeam seama că e un tip care face sport, adică e un tip care are grijă de el, dar vezi, chestia asta nu e atât de ușoară încât pe cât ai crede. Lasă-mă că slăbesc, lasă că n-am... Mi-e ușor, nu e ușor. 60% din cei care ne ascultă știu despre ce vorbim. Da, noi suntem în aia 60%. Clar da, clar da. Da, Ciucă, dar vezi, când te însori, uite, bursucul 21 de kilograme înainte să se însoare. De asta așa a pus balonul prima dată. Pac! Și ce bine a arătat Camille, nu? Ce bine a arătat Camille, ai și dansul altfel. Foarte frumos. Să mă încadrez, nu? Cum? La 10 kilograme în plus, nu cred că mă încadrez la, dacă la faci, balon. Dacă faci... Ba, înghiți asta, pastila asta, se numește alurion. Da, nu? Dar trebuie să, cu doctor de joc, pac, înghiți în coapă, nu? Cât e? Avem un amport bagaj, dacă vrei. merg la portbagaj, să o vezi peste o lună. Da, cât timp durează intervenția asta? Durează 10 minute. Nu cred, doar 10 minute durează? Da. Și după aia pleci acasă? Da. E foarte simplu. Practic trebuie să înghiți o pastilă, doar că trebuie să-ți explicăm niște lucruri înainte, niște lucruri după, ce să mănânci, cum să te alimentezi. Da, și să faci procedura sub supravegherea voastră medicală. Da, evident, nu se poate face altfel, pentru că oricât de simplă pare, are și ea riscurile ei și atunci trebuie făcută de cine știe să o facă, dar cam atât durează. Da. Perfect, vă mulțumesc mult că ați venit pe la noi. Și vă mai așteptăm cu mare drag. Și frații de Jeu 2024, să aveți un an în care să salvați multe vieți și să faceți oameni fericiți. Mulțumim. Mulțumim mult de tot. Data viitoare poate Viorel ne cânti ceva la chitară, avem și noi una pe aici, o acordăm. Mă gândesc și poate ne pregătim. Să mă reapuc. Sau poate data viitoare, cine știe, peste un an o să vină să ne spună, știi, m-am măsurat. Și tu. Acum te întreb ceva, acum pe finalul podcastului, că tot e între noi așa, între băieți. Te poți îndrăgosti de vreo pacientă? Eu am văzut filme de asta, Ciucă, cu doctorul care, pac, se îndrăgostește de o pacientă, cine știe, pac, slăbește miraculos, după care, a? Acum vrei să le dai speranțe pacientelor sau ce vrei să faci aici? Vrei să-mi complici viața și mai mult? Eu am văzut filme și eu acum sunt bun și pe scenariu de stat de film. Adică îmi imaginez, pac, vine o domnișoară cu probleme de greutate, doctor Viorel Dejou ajută să slăbească, pac, doctorul se îndrăgostește, cum i-a salvat viața. Mamă, ce podcast mișto ar fi ăsta zis. Okay. O să mă gândesc. Vă mulțumesc mult de tot. Căutați frații Dejou pe Instagram, pe Facebook și oricum vă lăsăm
lăsăm în descrierea podcastului unde puteți să găsiți cum se numește și procedura despre care vorbeam, acest balon Alurion, exact așa, da? Și mai stăm de povești. Vă mulțumesc mult de tot, iar oameni buni, aveți grijă de dumneavoastră și poate ar fi bine să nu-i mai judecați pe cei care au câteva kilograme în plus, pentru că nu e atât de ușor să slăbești pe cât pare. Mulțumesc mult de tot!